Dragi dorogoieni, sărbătorim astăzi Ziua Națională a României, moment de o mare încărcătură emoțională și patriotică, cu profunde semnificații pentru poporul român. La 1 decembrie 1918 s-a înfăptuit un vis de veacuri, unirea tuturor românilor și făurirea statului național unitar. Actul unire, expresia voinței comune a întregii națiuni, cu adânci rădăcini în conștiința neamului, reprezintă rezultatul eforturilor intense, a sacrificiilor umane și materiale și a îndelungatelor demersurilor politice, militare și diplomatice, care au fost puse în slujba ideii de unitate națională. În acest moment festiv, cu deosebite semnificații pentru noi românii, ne exprimăm omagiul și recunoștința noastră bravilor noștri înaintași. Sărbătoarea națională a tuturor românilor este cel mai bun moment să ne reafirmăm unitatea și de a dovedi că împreună, în armonie și în înțelegere, putem contribui la împlinirea idealurilor și năzuințelor noastre. Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, doresc dorogoienilor, tuturor românilor, sănătate, belșug, înțelegere și prosperitate. La mulți ani, dorogoi, la mulți ani, România! Mulțumesc! Și sper că această zi minunată, care este unică în an, Ziua Națională a tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei, să avem bucurie în suflet, să ne îndreptăm și asupra celor de lângă noi, celor aflați în suferință, celor care un zâmbet, un gest le aduce bucuria. Să dovedim că și în momente dificile, și în momente bune, suntem adevărați români. O comunitate, cum este a noastră, devine din ce în ce mai puternică prin dumneavoastră, prin noi, prin toți copiii noștri care trebuie și avem datoria să le oferim condiții cât mai bune pentru viitor. Așa înțeleg eu, așa trebuie să înțelegem că o comunitate poate deveni puternică prin solidaritate, prin credință, prin muncă și neapărat prin iubirea celor de lângă noi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi cum n-ați mai avut. Să trăiască România, să trăiască Dorohoiu, să trăiască tot ce românește în lumea aceasta. Încă o dată, la mulți ani, Dorohoi, și sărbători fericite!